După momentul 23 august 1944, Coposul a fost alături de Iuliu Maniu împotriva ocupației sovietice și a instaurării regimului comunist în 1945. Tânărul Coposu a devenit președinte al filialei PNţ Sălaj, iar apoi a fost ales secretar general adjunct al PNţ. După 1945, Coposu a intrat în vizura activiștilor comuniști, care l-au supus unui veritabil război propagandistic, iar în cele din urmă, convingerile sale politice au dus arestarea, chiar în sediul PNţ, la 14 iulie 1947, după episodul cunoscut ca înscenarea de la Tămădău. Un număr important de fruntași ai Partidului Național Țărănesc le-a fost oferită ocazia de a fugi în străinătate, însă la aerodromul din Tămădău, autoritățile comuniste i-au arestat pe fugari și au pus sub acuzare pentru încercare de fugă într-o țară străină. Întreaga înscenare a fost o provocare organizată de Partidul Comunist pentru a justifica desființarea PNţ, lucru care s-a și întâmplat ulterior, în noiembrie 1947. Printre fruntașii țărăniști arestați la Tămădău s-au numărat și Ion Mihalache, Ilie Lazăr, Nicolae Carandino și alții. A urmat cea mai grea perioadă a vieții sale, un adevărat calvar, cu 18 ani de temnițe comuniste, 9 ani de arest preventiv, fără să fie judecat, 8 ani la izolare la Râmnicu Sărat și muncă silnică pe viață, mutarea de numai puțin de 21 de ore între diferite închisori și locuri de muncă forțată, cumplite, pe care le-a Coposu le-a înfruntat cu sinătate și credința că regimul totalitar își va regăși sfârșitul. A fost eliberat pe 9 iulie 1962 din penitenciarul Râmnicu Sărat, după care a fost trimis pentru încă 24 de luni în domiciliul obligatoriu în comuna Rubla, județul Brăila, împreună cu Ion Diaconescu, Ion Huiu și Virgil Solomo. În anul 1964 este eliberat odată cu amnistia generală.